Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip vom testa un alt amplificator, PAM8406, fiind varianta îmbunătățită a lui PAM8403. Sunt două diferențe notabile, unul privind impedanța de ieșire, dacă în cazul lui PAM8403 poți pune pe ieșire 4 sau 8 ohmi, în cazul acestuia se poate pune impedanță de 2 ohmi, 4 ohmi și 8 ohmi. Deci, în plus, avem și 2 ohmi. Asta înseamnă că avem putere mai mare, nu? Impedanță mai mică, putere mai mare. Iar a doua diferență este faptul că acest amplificator, în teorie, din ce spune manualul tehnic, e că poți activa să lucreze în topologie clasă D sau clasă AB. În fine, e straniu, pentru că pe eBay sau pe AliExpress, unde îl cumperi, scrie doar clasă D. În acest clip vom face un test pe muzică, vom testa puterea pe 2 ohm, 4 ohm și 8 ohm. Probabil cel mai important ar fi partea cu 2 ohm, să vedem la ce putere ajunge. Conform datasheet și reclamelor de pe eBay și AliExpress, spune că acest integrat poate da până în 5 W putere. De care putere, nu spune, RMS, muzicală și mai departe. Apoi vom măsura și răspunsul în frecvență, din curiozitate. Dar nu înainte de a ne uita puțin pe acest PCB. Din ce observăm în plus față de alte kituri, avem doi semireglabili și sunt practic puși pe volum. Deci putem regla volumul separat pe fiecare canal în parte. Condensatorile de pe intrare, acesta și acesta, fiind practic ceramice de un microfarad, măsurate de mine cu multimetrul. Un condensator pe alimentare, este cel de aici, VCC, acesta e gen de masa. Măsurat ne dă 300 și ceva de microfarazi și da, cam asta ar fi kitul. Integratul PAM8406. Păi, haideți să trecem la testele practice. Am lipit cablurile, pe intrare un jack, pe ieșire două conductoare, unul alb și unul galben, alb pe minus, galben pe plus și pe partea de alimentare masa negru și plusul roșu. Am pornit sursa de laborator setată pe 5 V, masa și plusul, boxa a fost atașată. Bineînțeles că vă recomand în momentul când testați un kit să puneți un difuzor, o boxă de care nu vă pasă în cazul în care kitul are probleme. Da, aici e firul cald. Să atașăm PC-ul. Zgomot de fond nu are, nu pare să fie sesizabil, adică nu e sesizabil. Să verificăm și volumul de aici, să vedem dacă funcționează. Da, funcționează. Hai să testăm și scurt pe ieșire, să vedem dacă este funcțional. Să trecem la măsurarea puterii pe 2 ohm, 4 ohm și 8 ohm. Am alimentat acest kit la 5 V. Să vă și arăt. Aproximativ 5 V. Vom folosi pentru 4 ohm și 8 ohm aceeași sarcină pe care am folosit-o la amplificatorul acela de 60 de W, TPA. Scoatem un rezistor de 8 ohm pentru a avea doar unul singur, în paralel dând 4. Deci avem un singur rezistor pe acesta, generatorul de semnal să-l montăm. Am pus și osciloscopul, iar acum să măsurăm puterea, să reglăm puțin frecvența la 1 kHz. 1 kHz setat, hai să vedem cât duce pe 8 ohmi. Să
să micșorăm scala. A intrat în clipping, 9,2V, dar trebuie să verific și ce zgomot introduce acest osciloscop, aproape de 200mV, vârf la vârf, pe scala asta de 2, hai să spunem 9V vârf la vârf. Să introducem și celălalt rezistor pentru a măsura în 4 ohmi. Să vedem ce putere poate duce. 8V vârf la vârf. Nu mai trecem ce este după virgulă. Am pus și pe 2 ohmi, însă de data aceasta observ că avem unele probleme. Însă încă amplificatorul intră în protecție termică, dar vom măsura să vedem așa doar forțat, să vedem unde intră în clipping, atât cât reușim. Dar este clar că în 2 ohmi nu se poate utiliza. Deci pare să intre în clipping pe undeva pe la 7V vârf la vârf. Dar după cum se vede, intră în protecție termică și taie semnalul. E clar că îi trebuie un radiator, dar pentru că avem acele semireglabile, nu putem pune. Am făcut și calculele privind puterea acestui integrat PAM8406. Nu v-am mai arătat cum am făcut, dar în plus o să vă arăt aceste formule, cum am făcut calculul, pentru că acel osciloscop ne arată volți vârf la vârf, volți peak to peak, presiunea de la peak to peak, vârf la vârf. Pentru a afla tensiunea RMS, calculăm volți vârf la vârf ori 0,3535 și ne dă volți vârf la vârf. Apoi formula de aflare a puterii este următoarea. Puterea măsurată în vați este egal cu tensiunea măsurată în volți la a doua, la pătrat, împărțit la R, impedanța difuzorului, că este 8 ohm, 4 ohm sau 2 ohm. Să revenim la măsurările noastre. Pe 8 ohm ne-a dat o putere de 1,2W, absolut identic ca 8403. Pe 4 ohm ne-a dat 2W, identic chiar la fel ca 8403. Însă pe 2 ohm lucrurile s-au mai complicat, deoarece avem puterea respectivă de 3W, dar integratul intră în protecție termică. Asta înseamnă că e nevoie de un radiator, se pare. E nevoie de o răcire. Dar pentru că nu am avut cum să pun, deoarece am acești semireglabili puși pe partea de volum, nu am reușit. Dacă vreți voi în comentarii să vedeți cum se comportă după, o să elimin acești semireglabili și o să fac un clip separat, suplimentar. Asta numai dacă doriți. Concluzia mea este că nu pare să ducă, așa cum vine acest kit, nu pare să ducă impedanță de 2 ohmi. Difuzor cu impedanță de 2 ohmi. Și ultima măsurătoare, răspunsul în frecvență, care am reglat generatorul de semnal pe frecvența de 1 kHz la 6V vârf la vârf, amplitudinea, ceva gen 6V. Și să începem la frecvență joasă de 20 Hertz, să mărim frecvența. Din câte se observă la 20 Hz atenuează către 5,5, dar e insensibil, e ok. Mărim frecvența. Își revine la 6V la vârf. Mărim mai mult. Depășim 1 kHz. 4,6. Mărim și mai mult. Până acum se menține stabilă amplitudinea de 6V vârf la vârf. Da, concluzia mea este că acest amplificator este stabil în frecvență. Atenuează poate un pic în privința frecvențelor joase, dar oricum e insensibil. Din curiozitate să crește mai mult. Înțeles, aici distorsionează. Și nu este de la generatorul meu, știu sigur asta. Da, de câte se vede. Dar oricum pe noi nu ne interesează frecvența respectivă, atâta timp cât acest kit se folosește pe partea audio. Să tragem și concluziile la final. Kitul este foarte asemănător cu PAM8403,
puterea este acceptabilă, e ok, în regulă, nu poți să ai pretenții, face ceea ce spune, un amplificator de putere mică, doar că îmbunătățirea nu prea este. Practic e același lucru. Așa că dacă aveți PAM 8403, rămâneți la el. E cam același lucru. Nu se văd îmbunătățirile. Poate faptul că acesta lucrează și în 2000, dar e nevoie de răcire. Așa că eu aș rămâne la PAM 8403. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!